Nu știu câți dintre noi cred în puterea vindecătoare a jertfei lui Hristos, dar înainte de a cânta cântarea asta, vreau să vă spun o scurtă mărturisire pe care am înțeles-o mai târziu. Eram un copil de vreo 14-15 ani, când tatăl nostru a căzut în baie și a avut un accident cerebral, parte bună a creierului a fost inundat de sânge și nu o zi, nu două, nu o săptămână, 3 luni a stat în comă profundă. Era la spitalul județean și știu că lacrimile mamei s-au uscat deja pe față, se vorbea deja cu sora de aici din America să ne ajute cu mormântarea. Medicii ne-au spus că există o singură șansă să trimitem undeva la Viena sau mai știu, undeva în străinătate. Prețul era enorm pentru vremurile acelea. Noi eram o familie modestă, 16 prunci și nu ne-am permis. Și ne gândeam că trebuie să mormântăm pe tata. Și mama deja nu mai avea speranță, ne-a rugat, ne-a ținut post toată familia de la mic la mare. Deja biserica se ruga parcă fără speranță. Însă am avut o singură verișoară care se îngrijea de el și a avut o credință mai mare ca a tuturor. Era cinea duminică dimineața, după 3 luni de stat în pat, în comă profundă, când nu știam nimeni, deja ne-am luat toți la revedere de la el. Fata asta n-avea mai mult de 19 sau 20 de ani. Ceva de genul, era o verișoară de-a mea, a fost cina duminică dimineața. Și a luat în buzunarul ei prântura de pâine și puțin vin, must. Și s-a dus la spital. Avea grijă după masa de tata, stătea, făcea tot timpul cu schimbul, stătea cineva acolo, poate, cu speranțe care erau mici. Și în credința ei a luat pâinea și mustul și l-a pus pe buzele tatălui meu. Nu s-a întâmplat nimic, a făcut o rugăciune simplă și a stat liniștită. În noaptea aceea, tatăl meu a deschis pentru prima oară ochii, s-a trezit din comă. Și l-avem printre noi și îl trăiește și bine și sănătos. Și ne-am gândit, pentru întreaga biserică a fost o minune, pentru întreaga familie a fost o minune și ne-am gândit, o simplă fată a avut curajul să creadă în puterea jertfei lui Hristos. Sunt atâtea nume acolo, am văzut o grămadă de lume, atâtea probleme, sunt unii care nu le spun, poate probleme care îi apasă și nu au curajul să le spună, sau poate le țin pentru ei. Dumnezeu poate să vindece, Dumnezeu poate să ridice. Apropie-te de cină, apropie-te să stai la masă cu Domnul și El rezolvă toate problemele noastre. Amin.